Sigur că e păcat că am auzit, n-am văzut, nici nu vreau să văd, că sunt oameni care merg la mare și se duc total dezbrăcați, cu tot cu copii. Aici mi se pare o rușine de neacceptat. Dacă mergi cu bună cuvință, să-și țină mintea în frâu, să privească numai acolo unde se cuvine, să meargă în familie, și atunci nu-i păcat dacă mergi pentru sănătate și păstrezi buna cuvință și nu deviezi cu nimic de la moralitate, este foarte sănătos și bine să mergi la mare.